Timișorenii s-au bucurat de zile pline de muzică, emoție și voie bună la tramvaiul platformă din Piața Unirii. Vineri, în data de 20 septembrie, Oana Andreea a oferit un concert retro de neuitat, plin de energie și nostalgie. Ritmurile muzicii au fost legendare, iar atmosfera a fost una magică. Totodată, duminică, în data de 22 septembrie, elevii talentației Liceului de Artă Ion Vidu Timișoara i-au impresionat pe spectatori cu vocile lor extraordinare și performanțele artistice de excepție.